Salutare tuturor, stau aici și bine am găsit la un nou Ask Snow De data aceasta avem puțin mai puține întrebări, dar totul va fi ok pentru că și puține întrebări sunt bune decât deloc Let's get straight into it Un laptop cu procesor i3 este bun de gaming, bă depinde ce de ce puterea uh, putere are procesorul ăla i3 și depinde și placa video și mai multe chestii, dar eu nu-ți recomand să-ți iei un laptop, pentru că laptopurile de gaming nu sunt bune din uh, cauza că pur și simplu la laptop trebuie să-ți cumperi pur și simplu un laptop nou, deci ce să recomand să-ți iei un calculator dacă vrei să te apuci de gaming? Pe face GTA 5, bă frate, eu am făcut videoclipul tu dacă nu l-ai văzut, poți să te uiți pe canal. Îl știi pe Kivik, youtuber? Bă, sincer, nu știu. Câți ani ai? Am 15 ani, e o întrebare care o primez destul de des, nu știu, ar trebui să răspund la ea mai des, nu? Glumesc, frate, dar am 15 ani, da. Cât a costat scaunul nou? A costat vreo 12 milioane, 10 milioane, nu mai știu, cam așa, pe acolo. Pe acolo, pe acolo, pe acolo, pe acolo. O să-ți petreci vacanța în România. Chiar o să-mi petrec orice vacanță în România. Ce alegi între GTA 5 și Fallout 4? GTA 5 este ceva foarte extrem, 100% logic. Nu înțeleg de ce ai alege Fallout 4 când nu-mi place. Ce o să faci la 100.000 de abonați? O să stau și o să fiu fericit, o să mă joc. Ce alegi între Minecraft sau GTA 5 GTA 5 Ce alegi dintre telefon sau tabletă? Nu știu, tu ce alegi mă băiete că eu aș alegi de la telefon, de la șmecher cu butoane Și cam atât a fost cu întrebările de astăzi Au fost puține întrebări dacă vreți să-ți apară întrebarea în episodul următor de Ask Now Sau Ask Mishu, cum vreți voi să-i spuneți Puteți să lăsați o, o întrebare pe persoană în comentarii. Eu o să mă uit dacă e întrebarea bună, mișto, o pun în episod și răspund la ea. Ce aș putea să fac într-un episod de nu Spuneți-mi și voi ce video ați mai vrea să vedeți. Baftă lume, eu am fost No gaming sau mișu, cum vreți voi să-mi spuneți. Și peace out!